Bun găsit la o nouă călătorie în trecut! Sunt Rareș Hăbeanu și astăzi vom vorbi despre istoria Bucureștiului cu un geograf. Da, ați auzit bine, pentru că alături de mine se află domnul Bogdan Suditu, conferențiar universitar la Facultatea de Geografie a Universității București. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că ați acceptat să fiți prezent în studioul RFI în această zi. Domnule Suditu, am decis să vorbim despre istoria Bucureștiului pentru că sunteți autorul unei cărți pe care o am aici, care se numește Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri, 1459-1989. O carte care, din păcate, nu se mai găsește astăzi în librării, ceea ce înseamnă că s-a vândut bine. Da, mulțumesc că îmi dați oportunitatea să vorbesc despre această carte care mi-e tare dragă și care, într-adevăr, nu se mai găsește și am speranța să fie reeditată pentru că s-a vândut bine, cum ați spus, foarte, foarte bine. Da, și ar fi foarte frumos să putem să mai găsim această carte în librării pentru că istoria Bucureștiului merită să fie studiată mai îndeaproape. Nu se face, din câte am eu cunoștințe, nici în școală, nici în universitate și nu, mai ales pentru noi bucureștenii care trăim zi de zi și trecem pe lângă clădiri și monumente despre care nu știm sau unele dintre ele arată, din păcate, într-o stare avansată de degradare. Profit de invitația dumneavoastră și de prezentarea dumneavoastră. Într-adevăr, sunt geograf de formație, dar foarte pasionat de istorie, foarte pasionat de istoria orașului București și nu numai orașului București. O mică paranteză: urmarea unui concurs am coordonat o echipă interdisciplinară care a elaborat strategia națională privind protejarea monumentelor istorice și atunci în lista preocupărilor și pasiunilor și cunoștințelor mele reușesc și cred eu satisfăcător să îmbin cunoștințele de istorie, informațiile de istorie, să le teritorializez cum îmi place, pentru că mie să spun. Pentru că geografia până la urmă e o știință a cunoașterii locurilor. Iar locurile respective, cam toate, sunt încărcate de istorie și dacă noi cuplăm cele două lucruri, cum în foarte multe țări geografia e cu istoria cuplată, istoria cu geografia, cum doriți dumneavoastră, rezultatul este totdeauna foarte, foarte bun pentru interlocutor, pentru elev, pentru student, pentru cel interesat să înțeleagă din dublă perspectivă, nu numai evenimentele, ci și de ce evenimentele s-au întâmplat acolo. Evenimentele putând să fie de la bătălii, da? Deci, care evident au fost alese să se deruleze în anumite spații geografice potrivite, până la construcții urbane, cartiere, locuri, case, străzi, monumente publice, da? Monumente de for public, da? Deci toate au legătură. Și atunci geografia mea este o geografie, sau istoria mea este a Bucureștiului, este o istorie teritorializată care explică evoluții spațiale, dar nu numai din perspectiva construcțiilor, ci și din perspectiva comunităților. Pentru că de foarte multe ori Bucureștiul e privit doar din ceea ce se vede cu ochiul liber, respectiv construcții. Dar Bucureștiul este și un București locuit, așa cum și cartea spune. Și sunt comunități și sunt zone în București care s-au schimbat foarte mult de-a lungul secolelor sau deceniilor din urmă. Și vedem la fața locului cei care de mai multă vreme, de jumătate de secol, două decenii, un deceniu, trăim în București, simțim cum străzile noastre se schimbă din perspectiva comunităților, cartierele noastre se schimbă și cred că lucrul ăsta este foarte interesant de urmărit, de analizat și asta am făcut și eu în această carte. Da, foarte, într-adevăr, foarte interesant și poate astăzi vom vedea și care este diferența între, nu știu, între București și alte capitale europene pe care mergem să le vizităm. Unele dintre ele sunt adevărate muzee în aer liber. Din păcate, Bucureștiul nu are o asemenea, să spunem, marchetare în rândul capitalelor europene, deși este una dintre capitalele mari, orașele mari ale Europei. Spuneați, ați început această carte cu 1459. 1459 este anul în care a fost atestat documentar Bucureștiul pe timpul lui Vlad Țepeș. Haideți să vedem un pic cum s-a format, pentru că știm că era, de fapt, se numea București, pentru că era o adunătură, un conglomerat de state care încet, încet s-a transformat în capitala României și în ceea ce este astăzi.
care au fost etapele, să spunem, mari de dezvoltare ale urbei? N-o să-i speriem pe ascultătorii noștri că o să o luăm an cu an, casă cu casă, dar în așa fel încât să nu ne încadrăm în timpul propus pentru această emisiune. Este evident că un târg crește tot mai mult în momentul în care are și o funcție administrativă, curte domnească, în momentul în care devine un lucru, un centru comercial sau între tăiere de drumuri comerciale dinspre Carpați, Subcarpați, Transilvania, Brașov, către Giurgiu, Oltenița și către Balcan, deci crește la un moment dat organic, dar într-adevăr, așa cum foarte bine ați spus, și pentru a sintetiza, putem să urmărim și putem să identificăm mai multe etape semnificative în creșterea Bucureștiului. Aș spune un prim București, aș zice că un prim București pe care eu l-am analizat în această carte este Bucureștiul de la origini, deci până la Marele Incendiu din 1847. E un București în care sunt foarte puține reguli referitoare la modul în care orașul să se structureze din punct de vedere al construcțiilor, al lățimii străzilor, da? Al dispunerii construcțiilor față de stradă, față de vecinătate, în care există totuși o anumită structurare socială pe care o generează, o determină până la urmă, pentru prima dată Constantin Brâncoveanu, în momentul în care deschide, taie, da, bulevardul de la curtea sa din București, care era pe malul Dâmboviței, către clădirea din afară, către palatul său de la Mogoșoaia. Deschizând, tăind acest drum, privilegiază și încurajează pe boierii mari din acea epocă să-și construiască pe stânga și pe dreapta podului Mogoșoaiei de atunci, Calea Victoriei de astăzi, clădiri. În secolele următoare, clădirile rezidențiale acestor boieri, fie că era vorba de Crețulești, fie că era vorba de Golești și alții, da? Sunt înlocuite de hanuri, sunt înlocuite de instituții publice, mai ales în secolul al XIX-lea. Reședințele marilor boieri se mută tot mai la nord, tot mai la nord, de-a lungul acelei axe a protipendadei, da? Deci Calea Victoriei, lucruri deja cunoscute. Dar spuneam, există foarte puține reguli. Există câteva reguli, da? Deci în 1806 avem un document care spune că lățimea străzilor trebuie să permită doar trecerea a două care una pe lângă cealaltă. O regulă foarte simplă și ușor de urmărit. Străzile nu sunt drepte, da? Și șerpuiesc, păstrând această regulă să treacă două care una pe lângă celălalt. Incendiul de la 1847, care marchează, dacă vreți, prima etapă de creștere, de dezvoltare organică și morfologică a Bucureștiului, arată că după acest mare incendiu, da, deci care a distrus o treime din centrul vechiului București din epoca respectivă, apar reguli. Apar reguli cu privire la dimensiunea străzii, la ordinea, cu privire la disciplina străzii, cu privire la modul de construcție, la tipuri de construcții, la tencuitul caselor, la materialele de construcții, la acoperiș care nu mai putea să fie din paie, din șiță și așa mai departe. Nu intrăm în detalii. Această regulă care s-a impus la 1847 a făcut ca Bucureștiul să înceapă să crească pe o coale. Și dacă ne uităm la harta Bucureștiului, simțim niște zone concentrice. Zone concentrice care mai departe, tot prin lege, sunt marcate, da? de o lege de la sfârșitul secolului al XIX-lea care mărginește Bucureștiul. Chiselev a avut un rol important. Chiselev este cel care ne-a făcut primul bulevard. Șoseaua Chiselev de astăzi, da? Deci el, franțuz, ofițerul din armata țaristă, vorbitor de limbă franceză, nu numai că așezându-se la București pe toți boierii care până atunci vorbeau grecește, că fanarioții și fanarul era cel care era moda orașului, da? Deci Chiselev este surprins că străzile sunt într-o asemenea dezordine și propune la realizarea primului ax drept, da? Deci șoseaua, cum era numit, loc de protipendat, de plecare, de plimbare, da, care este către nord. Deci în prima parte a secolului al XIX-lea, timpul regulamentelor organice. După regulamentul organic, Chiselev, cred că toată lumea și aduce aminte. Întrebare, inițial Bucureștiul s-a dezvoltat ca orice alt mare oraș de-a lungul Dâmboviței, de-a lungul râului? Adică a fost cumva egal distribuită populația pe un mar și pe altul? Ar crede colegii ascultătorii că ne-am înțeles. Întrebarea este excelentă, pentru că exista o diferență foarte mare între ceea ce era la nord și ceea ce era la sud de Dâmbovița. La sud de Dâmbovița, Bucureștiul era foarte slab dezvoltat din două puncte de vedere. Unu, de teama turcilor care veneau din direcția respectivă,
Da? Deci nimeni nu vrea în zona respectivă pentru că trebuia să fie, să fugă la timp. Era pe calea Șerban-Vodă, deci veneau armatele turcești, da? Deci când veneau să schimbe domnul Fanariot, știți foarte bine istoria. În egală măsură, zona de la sud, de Piața Unirii de astăzi, ca să simplificăm, da? Deci și câmpul, de, câmpul Colentine de la nord de Dâmbovița, zona de la sud era una destul de mlăștinoasă. Era zona în care locuiau cei care nu erau doriți în oraș. Era zona crailor de curte veche, era o zona celor foarte, foarte săraci. Bucureștiul s-a dezvoltat într-o primă etapă foarte mult în zona de nord și de est și ulterior către vest, de-a lungul căii Rahova, da, deci căii Craiove, Mehedinților, Caliției, cum doriți dumneavoastră, denumiri succesive, deci calea Rahova istorică, cea de până la 1987, când a distrus-o dictatorul, da, și un decalaj de dezvoltare către sud. Și aș mai spune un lucru important pentru această dezvoltare, cum foarte bine a spus. Bucureștiul nu s-a dezvoltat totdeauna continuu, în sensul în care secole de-a rândul la marginea ultimei case să apară o nouă casă. Se vede și în țesutul de astăzi al Bucureștiului că multe dintre cartierele, mahalalele de până la sfârșitul secolului al XIX s-au dezvoltat în jurul biserici, care biserici aveau dreptul să-și construiască, deci să dea drept de slobozenie ca niște oameni care veneau din afara Bucureștiului sau chiar din oraș, da, da, să se așeze în jurul bisericii și pentru o anumită vreme nu plăteau taxe și impozite. Și de aceea se simte de foarte multe ori că Țesutul este o carte excelentă din anii 90 a Danei Harhoiu, care explică modul în care acest țesut de zonă centrală, deci de București, s-a construit pe de o parte pornind despre târgul de la Hanul lui Manu, ca să simplific, da, de la Piața Unirii, cu toate denumirile sale succesive, târgul de la Sfântul Gheorghe, un alt târg foarte important, târgul de la Piața Amzei de astăzi, respectiv târgul de la Obor, deci acestea erau patru târguri importante care au determinat, pornind de la funcțiunea comercială, extinderea orașului, dar și aceste puncte, biserici, care în jurul lor, sau metocuri ale unor mănăstiri din afara Bucureștiului, care în jurul lor au permis așezarea, paranteză, proprietarul solului urban fiind fie mănăstirea, fie boierii mari, fie domnitorul, da, au permis pentru o anumită perioadă așezarea unor oameni, da, și care evident plăteau, într-o primă etapă n-au plătit nimic, deci asta era interesant, că erau atrași, veniți aici, nu plătiți nimic. Facilități fiscale, cum am spus. Facilități fiscale, da, dar fără un drept real de proprietate, și în momentul în care facilitățile fiscale se chemau, numai, deci trebuiau să plătească, nu era nici închiriere, nu era nici concesiune, era ceea ce se chema în epoca respectivă bezmen, da? Deci un fel de taxă de așezare. Iar în momentul în care nu mai puteai să mai plătești bezmenul sau nu te mai purtai foarte bine, proprietarul, fie că era marele boier, fie că era biserica, fie că era domnul, putea să te oblige să pleci de acolo, să-ți iei, să-ți demontezi mica căsuță cocioabă și tu deveneai din neplătitori de bezmen, adică deveneai un bezmetic. De aici termenul de bezmetic. La fel cum mitocanul vine de la termenul de metoc. Da? Metoc era un soi de agenție, dacă vezi, o sucursală a unei mănăstiri într-un oraș sau pe un alt teritoriu. Deci sucursală. Dar această dezvoltare în jurul unei biserici, mie mi-au ce aminte de o dezvoltare rurală a satelor care erau în jurul bisericilor. Nu știu dacă are legătură. Cu diferența, deci de fiecare dată trebuie să ne gândim ce a fost mai întâi. Da. Satul sau biserica, biserica sau satul. În cazul Bucureștiului au fost foarte multe, majoritatea situațiilor din inelul central au fost întâi bisericile și în jurul bisericilor s-au construit satele. Da? Evident, există și excepții, dar există nenumărate biserici mari construite la sfârșitul secolului al XIX sau în prima parte a secolului 20, în care deja țesutul și locuințele și comunitatea exista, biserica s-a construit. Vedeți Elefterie Nou. Da? Deci unul dintre exemple. Da? Dar și situația inversă, da? Avem și situația în care comunitatea a rămas, s-a transformat, biserica a dispărut, vedeți Harindaru. Da? Deci trebuie de fiecare dată. În schimb, în sate, de foarte multe ori au fost satul și biserica, ori împreună, ori întâi a fost satul și ulterior biserica. Vă dau un exemplu de ce a fost întâi satul și ulterior biserica. Pentru că
Și vă vorbesc despre sud și despre estul României, mai puțin despre Transilvania, pentru că suntem în zona Bucureștiului și să fim în aceleași reguli. Foarte multe biseri, foarte multe sate, da? Deci n-au avut de la început biserică, foarte multe dintre sate câteodată au fost construite rapid, printr-o aliniere, printr-o slobozenie, printr-o încurajare a unui proprietar de teren, veniți aici că eu am pământ și construim un sat, da? Foarte multe, și nu vreau să vă duc în secolul 17, 18, 19, Mihai Viteazul, legare de pământ, istorici ar putea să vorbească mai bine despre asta, dar acum profit că știu contextul, da? Sunt foarte multe moșii care aveau sate și când se vendea moșia, se vendea cu tot cu sat. Iar dacă moșia respectivă era ori a unui boier mare, ori a unei biserici, deci se crea și biserica în satul respectiv pentru comunitatea respectivă. Avem foarte multe sate care s-au construit după 1877-1881, ieșim din București, dar are legătură și o să leg cu București, cu ce povestesc în momentul ăsta. Avem legea rurală din 1864 care vorbește despre împroprietăriri ale țăranilor. Avem legea secularizării din 1863 care creează cadrul în sensul în care s-au găsit moșiile pe care se fac împroprietăririle, dar procesul nu se întâmplă. Avem război de la 1877 când Carol spune, după război de independență, eu voi implementa legea lui Cuza. Și avem 1881, Carol, încă principe nu este rege, da? Carol, zicem regele Carol, ca să simplificăm, Cogălnicianu, Ciarosetti, da? Care spun, vom crea aceste sate de veterani sau de însurăței. Multe dintre ele s-au constituit pe niște moșii foarte mari, pe terenuri libere, pe care s-a construit în satul și după aia biserica. În acest context au apărut cartierele, atunci sate din afara Bucureștiului, militari, apărătorii patriei, tunari, da? Deci iată și toponimia arată și care ulterior au avut și biserica. Și iar un lucru foarte important, vedem că acest decalaj între nord și sud se păstrează și astăzi, deci vedem că istoric vine de undeva de acum 200-300 de ani. La început era o chestiune naturală și de teamă, de protecție și ulterior, dacă vreți, prin inclusiv prin instrumente de planificare urbană, au încurajat această dezvoltare mai mult către nord decât către sud. Da? Mai mult către nord pentru că toți cei care își permiteau, da? Deci boieri, burghezi, da? Deci de secolul 18, 19, început de secolul 20, aveau de foarte multe ori o clădire, o reședință urbană în zonele interesante, reprezentative și aveau de foarte multe ori și o clădire, un conac, o reședință în afară, de foarte multe ori către munte. Și această referință era importantă. Iar la 1921 avem primul plan de sistematizare aprobat, care a contribuit și el la această segregare între nord și sud, la întărirea decalajului dintre nord și sud, respectiv în planul respectiv, în planul de sistematizare de la 1921, realizat sub coordonarea inginerului Cincinat Sfințetulscu, în zona de sud aveam industrii și cartiere muncitorești, în zona de nord, da, dar și vest Cotroceniu, aveam cartiere de vile. Deci de la început o anumită specializare, care era o specializare de locuințe, dar care în spate avea și o specializare de venituri și social. Da? Mai mult, cu toate astea, un echilibru a încercat să fie realizat. Aș menționa inițiative tot ale lui Carol de a echilibra acest decalaj nord-sud în momentul în care a încurajat dezvoltarea industriei, da? Deci în zona de sud, în zona Filaret, cu niște industrii, aș putea spune, chiar inovante, electricitate, gaz aerian, toate sunt în zona de sud. Tocmai pentru a echilibra, echilibra dezechilibru, dacă îmi permiteți, da? Expoziția din 1906, 40 de ani de domnie, s-a realizat prin asanarea uneia dintre zonele
cele mai sărace, murdare, zona de gunoi, a doua zona de gunoi a Bucureștiului, care era în zona de sud. Da? Deci în așa fel încât actualul Parc Carol. Actualul Parc Carol, da? Deci care dintr-o dată a schimbat imaginea sudului. Da? Deci au existat câteva măsuri, dar știți că deodată relieful, comunicațiile, da? Încurajează natural aceste disparități teritoriale într-un oraș. Și nu e vorba numai de București, lucru se întâmplă în toate orașele. Bucureștiul față de Paris, să spunem că toți suntem la RFI, nu a fost o cetate medievală, nu a fost un burg, nu a avut acele ziduri de apărare, nu? El a fost destul de ușor, că nu se locuia în cetate și în afara cetății. E adevărat, de aceea nu am avut burg și de aceea nu avem nici foburg, da? ca să folosesc, și știți foarte bine terminologia și colegii, domnii, doamnele care ne ascultă, da? Deci nu avem falsul oraș de la intrarea din cetate, acolo unde era de la porțile de intrare. În schimb, am avut o tentativă tot a lui Kiselev de a limita această împrăștiere a locuințelor și a caselor, indiferent de mărime, față de centrul Bucureștiului. Kiselev impune o delimitare, un șanț de apărare și un mal, care evident a mai fost traversat, dar intenția lui, marcată în regulamentul organic, care avea un capitol despre București, tocmai asta spunea, să nu se construiască dincolo de acest dig. N-a avut ziduri niciodată, pentru că piatra era foarte scumpă, bugetul era foarte, foarte redus, dar a imaginat acest sistem, da, deci în care să arate natural un mic dâmb, da, și un șanț, care dig și șanța astăzi sunt bulevardul pe care îl vedem de la Piața Victoriei, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, continuând până la fosta șosea Grozăveștilor, astăzi Nicolae Titulescu, deci se vede morfologic, da, acolo era, la fel cum este periferic interior de la Paris, da? Numai că la noi a fost din pământ și cu câteva intrări, da? Deci care se numeau bariere. Nu aveam poartă din piatră cu închis noaptea, aveam o barieră care avea un rol pe de o parte de trecere, dar și de impozitare. Deci practic orașul pe vremea aceea era până la clădirea guvernului. Orașul până la vremea respectivă era până la clădirea guvernului, mai existau pâlcuri de căsuțe, da? Deci viitoare cartiere, da? Fundenii Doamnei, ca să dau un exemplu de astăzi, Colentina, Andronache, care erau dincolo de, dar erau niște mici pâlcuri de case. Și tocmai această tendință și regulă a regulamentului încerca să condenseze fenomenul urban, să Bucureștiul, care era un sat mai mare, balcanic, da? Să-l transforme în oraș, lucru care s-a întâmplat, dar foarte, foarte încet, și dinspre centru către periferie până către 1940. Bucureștiul are în momentul de față o clădire mai veche decât Curtea Veche, deci acolo ar fi cele mai vechi clădiri, acolo ar fi cea mai veche construcție? În momentul ăsta Curtea Veche este evident cea mai veche clădire civilă, aș putea spune. Alături este cea mai veche biserică din București. Hanul lui Manoc este o clădire de asemenea, da, deci de sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX, sfârșit de secolul XVIII. Mai avem câteva clădiri reprezentative, deci Casa Melic, da, deci de pe strada Spătarului. Mai avem o casă de târgoveți pe Șerban Vodă, care este de asemenea foarte veche. Mai avem în cartierul pe strada Ilioara, și asta cred că asta e o suferință pentru mine ca pasionat de București, avem curtea boierilor Dudești. La fel, era Dudeștiul, era un și Cioplea de alături, erau două sate care erau în afara Bucureștiului, despre care vorbeam puțin mai devreme, pentru că mulți boieri aveau o casă în centru, deci aveau o casă în București, cu cât mai aproape de Calea Victoriei, de podul Mocășoaie, atât însemnau că erau mai importanți, dar aveau și niște curți în afara Bucureștiului, mai aproape sau mai departe. Da? Deci Ghiculești aveau pe malul lacului Fundeni, Golescu avea pe malul Dâmboviței, lângă stadionul Sportul Studențesc, da? Deci clădirea mai există și astăzi, este sediul DGASPC sector 6, deci fiecare dintre ei mai avea o clădire și în afară, o reședință din afară, așa era la modă, așa cum Brâncoveanu avea în afară la Mogoșoaia și avem foarte multe exemple. E bine, acest conac al acestui boier
Dudescu este în picioare, dar este într-o stare foarte proastă, este în proprietate privată și din păcate nu facem ce trebuie pentru a-l salva. În curtea conacului, ale cărui ziduri există niște vulcanizări, ateliere auto și centre de recuperat fier vechi. Aș putea spune că locul ăla merită un pic mai mult. Da, cu siguranță. Avem chiar și în București, dacă ne uităm la Casa Miclescu, chiar de pe Chiselef, care iar stă să pice și este o bijuterie arhitecturală, atât din exterior cât și în interior. Uitați, ca toate orașele, pentru că vreau să nu fiu vrem să găsim calea, nu să, că cu toții putem să găsim lucruri rele, din păcate. Ați spus foarte bine că București are foarte mult patrimoniu valoros ca multe alte orașe. Din păcate n-am avut și nu avem o legislație care să fi fost coerentă, consecventă în ultimii 50-60 de ani. Comunismul a dus la schimbarea regimului de proprietate a tuturor caselor importante din București. Vechii proprietari s-au trezit de astăzi pe mâine, clar cu casa luată de către stat. În cel mai bun caz le-au dat voie poate să stea într-o cameră, deci în casa lor, chiriași în propria lor casă. În cel mai rău caz au fost dați afară câteodată într-o oră, două, și avem nenumărate exemple. Iar statul, întreaga perioadă comunistă, nu a investit aproape deloc, n-a avut grijă, iar ulterior procesul de recuperare, de retrocedare, de reintrare, de reziliență, dacă vreți, ca să folosim termenul ăsta foarte la modă din perspectiva proprietății, s-a derulat cu foarte mare greutate. Avem nenumărate exemple în care proprietari s-au luptat ani de zile să demonstreze că ei sunt proprietari în contextul în care actele au rămas în casă când ei au fost aruncați în stradă. Când proprietarii de astăzi erau copii, pentru că părinții și-au fost aruncați în stradă, părinții lor fiind aruncați în închisoare. Și să te chinui ani întregi în care proprietarul, temporar statul, nu a făcut nimic să protejeze. N-am avut un cadru normativ care să încurajeze. Și o mai spun o dată, din nefericire, multe dintre casele frumoase ale Bucureștiului, în perioada comunistă, au fost utilizate de nomenclaturiști și de oamenii sistemului. Securitate, stat, poliție de toate felurile, da? Care după 90 au înțeles foarte clar că ei trebuie să le dea vechilor proprietari, dar ei erau și noi conducători ai României. Au făcut tot ce au putut, da, să nu se întâmplă fenomenul ăsta, să-i umilească pe vechii proprietari, și iar când în sfârșit vechii proprietari au reușit să devină proprietari de drept, de foarte multe ori clădirile lor erau niște ruine, și nu e vorba doar de București, e vorba de conaci întregi din România, și respectiv proprietarii nu mai aveau resursele necesare. Uitați-vă și spun asta cu responsabilitate. Zona centrală a Bucureștiului, sectorul 2-3, da? Deci e o zonă care a suferit îngrozitor ca urmare a acestui proces de naționalizare, statul care s-a purtat ca un administrator indiferent, cu foarte puține investiții, multe case care dintr-o locuință individuală au devenit locuință pentru una, două, trei, cinci, 11 familii, am nenumărate exemple de genul acesta, una vis-a-vis de pe Bertlo, da? Proprietarii după 90 s-au chinuit să recupereze și când au recuperat au găsit o ruină, da? Bani să renovezi, nu sunt puțini, da? Să vinzi la un preț de nimic, tu când ai trecut printr-un proces atât de dificil, ca să nu te lasă inima. Pe scurt, în zonele acestea centrale încă nu sunt funcționale, pentru că încă nu există niște măsuri coerente care să sprijine și pe proprietar să refuncționalizeze sau să-l despăgubească sau să-i găsească justa măsură în așa fel încât el să spună vând, dar vând în păcat, pentru că am recuperat și cheltuielile morale și cheltuielile materiale prin care eu și familia mea am trecut. Depinde cui vinzi, pentru că vedem că au fost cumpărate multe drepturi litigioase și apoi s-au dărâmat, s-au făcut blocuri. Deci printr-o măsură în care au ajuns blocuri sau blocuri butic în locurile, în locul acelei case interbelice sau
mai sau de secol al XIX-lea. Orașul trebuie să evolueze și nu înseamnă că să încurajez ceea ce a spus, din contră. Sunt președintele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de la Capitală. Deci analizăm de 2 ani de când suntem în această poziție situații de genul acesta. Partea proastă este că au trecut 34 de ani, deci 34 de ani în care n-a existat coerență și justă măsură pentru toată lumea, și pentru proprietar, și pentru oraș. Și atunci, în absența acestui plan coerent, care este, cum ați zis foarte bine, financiar în primul rând, da? Deci trebuie să existe o coerență și de sprijin și de protecție, da? Că altfel dacă protejezi un monument și protecția înseamnă ce? Înseamnă că nu dai voie să. Că și dacă vrei să înlocuiești chiuveta de la baie interioară, trebuie să-i obții 5 avize, nu e în regulă. Da? Și atunci, evident, orașul nu s-a dezvoltat. Și aș mai spune un lucru, pentru că orașul acesta, pe care eu îl iubesc foarte mult, și orașul acesta e 7 orașe, da? Deci mi-asum această, da? E 7 orașe care nu au acțiuni convergente. Cele 6 orașe sectoare au niște responsabilități, mai ales în zonele care sunt în afara zonelor construite protejate, a nucleului. Chiar dacă centrul istoric este pe jurisdicția a 5 dintre cele 6 sectoare, doar sectorul 6 n-are centru istoric și zone construite protejate. Ei bine, bugetele sunt dezechilibrate, acțiunile sunt dezechilibrate. Sectoarele au toată libertatea să facă foarte multe investiții în schimbat bordul la nesfârșit, pus panseluțe și schimbat gazonul când în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, totul e legal, da? Dar nu există o acțiune convergentă. Bucureștiul central, istoric, reprezentativ, Bucureștiul, orașul nostru, din păcate este este a unei primării care are cele mai puține resurse. Primăria Municipiului București. E bine, în contextul ăsta, când ai acțiuni divergente și n-ai resursele și n-ai interesul ca toată lumea să lupte și să găsească calea în așa fel încât centrul istoric, nucleul, da, deci Lipscanii și toate celelalte, orașul vechi, de până la inelul despre care vă vorbeam, care este excepțional din punct de vedere arhitectural, să găsim mijloacele în așa fel încât să-l facem funcțional, cum toate celelalte orașe ale Europei au făcut, deci până nu găsim punctul ăsta de convergență, o să spunem că fiecare dintre sectoare, fiecare dintre administrații și-au făcut treaba, da? Deci operațiune reușită, pacientul rănit în continuare. Da, pentru că și nu există nicio unitate stilistică în ceea ce se face în cele 6 sectoare din București. De la culorile mobilierului și toate stradal și toate acelea. Bun, să revenim. Deci până în secolul al XIX-lea, să zicem, se întindea între Piața Unirii, deci între Dâmbovița și actuala clădirea guvernului în Piața Victoriei. Inelul pe care îl percepe toată lumea, cu o dezvoltare central, foarte mult către nord-est și vest, în momentul în care au fost câteva elemente marcante care au schimbat, dacă vreți, tendința generală de întindere, unul dintre elementele care au modificat geografia și istoria orașului a fost stabilirea reședinței lui Carol la Cotroceni, fapt care a generat puțin mai târziu crearea primului bulevard Haussmannian, după model franțuzesc, da? Deci din piața de la Universitate, de la intersecția, de la strada Academiei, unde era Academia Mihăileană, prima școală de limbă română, da? Deci Gheorghe Lazăr statuie, da? Deci revedeți locul, până în poarta Cotroceniului. Numitul bulevard astăzi Regina Elisabeta. Regina Elisabeta a fost foarte implicată în a încuraja dezvoltarea urbană, de aceea și bulevardul îi poartă numele, este primul bulevard trasat drept, tăind la momentul respectiv niște grădini, da? Și traversând smârcurile din lunca Dâmboviței de atunci. Al doilea lucru pe care l-aș semnala, deci care e foarte important, este regularizarea cursului Dâmboviței. Deci Dâmbovița, care meandra foarte, foarte puternic, da? Și care producea primăvara niște inundații și toată zona era cu foarte puține case, paranteză, exista în momentul epocii lui Carol, deci era palatul și foarte aproape de el, cam singura clădire, în afară de câteva cârciuni printre smârcurile din lunca Dâmboviței, era casa doctorului Davila.
Deci regularizarea cursului Dâmboviței, crește cartierul Cotroceni, se usucă, da, cartierele și zonele care sunt astăzi, pornind de la Facultatea de Biologie, Institutul Cantacuzino și cartierul pe care astăzi îl cunoaștem ca fiind Cotroceniu, se dezvoltă după 1880. Da, deci elementele astea contribuie foarte mult la eliminarea acelui element natural care împiedica dezvoltarea orașului către sud-sud-vest, mai ales. Da? Astea sunt elemente importante. M-aș duce către legea Bucureștiului 1895, care stabilește mărginirea Bucureștiului și acel inel despre care vorbeam puțin mai devreme. Dar evident și inelul respectiv este depășit, da? Și avem un București care crește, pe de o parte natural, prin mici dezvoltări, funcțiuni industriale, vă rog frumos să vă gândiți, da? La măsurile de sfârșit de secol XIX, în care, la fel ca la Paris, tot ceea ce era poluant este scos în afară, și poluant în epoca respectivă însemna industria, deci cum mai erau mici nuclee industriale, scoatem în afară, spitalele, care erau și ele în zonă centrală, să le scoatem în afară, în afară de Colțea, care rămâne, că este reprezentativ, și cimitirele, care până către 1880 erau în curțile bisericilor, sunt scoase în afară. Și dacă ne uităm astăzi pe harta Bucureștiului, în jurul acelui inel despre care vorbeam, care pleacă de la fosta bariera podului Mogoșoaie, Piața Victoriei de astăzi, inelul respectiv, de-a lungul către exterior avem spitalele, avem, da, deci de la Filantropia până la Colentina, deci avem spitalele, avem industria de sfârșit de secol, început de secol sfârșit de secol 9 și început de secol 20, respectiv cimitirele. Da? Și deci, Trubelul e cel mai reprezentativ aici, e reprezentativ, vedem. Exact, da. Exact, care a fost construit după model occidental, un element de sănătate publică, în primul rând, da, care a fost construit. Și apoi nenumărate sate, cum vă spuneam, de însurăței și de veterani, inclusiv Șerban Vodă, care a fost regularizat și construit, care sunt dincolo de această linie. Acest tip de creștere în jurul fabricilor, cartiere bine planificate de la început, gândiți-vă la domenii, da? Cartiere chiar pentru muncitori, care de la început au fost planificate în sensul în care se făcea strada cu lățime considerabilă, da? Care avea și trotuar, care are și asta, chiar dacă erau pentru muncitorii săraci ai orașelor, și vă rog să vă gândiți la cartierul Grivița, da? Care aveau loc pentru școală, loc pentru parc, loc pentru biserică, loc pentru căminul cultural rezervat, chiar dacă s-au făcut ulterior, da? Și abia după aia se dădea autorizație de construire. Așa a fost perioada de la 1895 până la 1948. Da? Deci, întâi planificăm cartierul, aprobăm parcelarea, după aia stabilim cine face apa canalul, că asta era atunci și pietruitul drumului, și dacă vă uitați în cartierele pericentrale, cum le zic eu, Grivița și toate astea, vă uitați, încă mai avem canale, capace de canale, București 1926, 1927, 1928. A fost o perioadă de mari investiții în infrastructură. Deci perioada interbelică. Până vorbim de perioada interbelică, nu început de înainte de război. Bun. Și cu foarte intens după război, în momentul în care București devine capitala Marii Românii. Deci perioada interbelică putem să spunem că a fost într-adevăr o perioadă de aur pentru București. La fel, aur, nu, haideți să vă zicem altfel. A fost epoca de aur, da, urmează în cronologia noastră, dar da. A fost cea mai fastă perioadă pentru București? A fost o perioadă foarte dinamică pentru București, în care s-a construit foarte mult, s-a construit ordonat, în care să știți că existau decalaje sociale și de calitatea locuirii foarte ample între centru și periferie. Da? Deci din perspectiva străzile erau corect făcute în periferie. Din perspectiva locuinței, periferia era nu numai o periferie spațială, era și o periferie socială. Deci marginile erau niște mahalale, încă nu erau cartiere, cu toată conotația pe care vreau să o dau. Era un decalaj între centru și periferie destul de accentuat, care a persistat și care nu a putut să fie atenuat foarte mult, pentru că nu existau destui bani. Dar atât, vreau să reținem, și important pentru ceea ce s-a întâmplat mai ales după 90, măcar s-a respectat această regulă. Modul de planificare, faptul că străzile, chiar dacă casele ulterior, da, deci fiecare și le-a făcut cum a putut, dar străzile erau corecte și sunt mai corecte multe dintre ele decât în cartierele de lux de astăzi. Prin dimensiune, prin conectivitate, faptul că în 1926, chiar pentru cartierele periferice, da, deci aș vrea să ne gândim la cartierele periferice de atunci, Floreasca era un cartier periferic îngrozitor.
îngrozitor în anii respectivi. Deci era o groapă de gunoi a Bucureștiului, da? București noi de azi, da? Zona Rahova, erau niște periferii, dar care erau conectate cu tramvai. Tramvaiul a fost mijlocul care a conectat aceste periferii, nu intrăm în detalii, unele dintre ele comune suburbane, la București. Și făceau ca, și-au permis ca această dezvoltare să fie totuși coerentă și funcțională. Dar reținem un decalaj accentuat între zona centrală, lumină, electricitate, telefon, gaz, clădiri înalte, clădiri frumoase, arhitectură, clădiri făcute cu arhitect și periferia care începea la un kilometru de această zonă nucleu, da, care însemna câteodată căsuțe de 4 metri pătrați, înalte cât... un stat de om. Exact, la asta termenul ăsta, un stat de om acoperite cu ce se poate, în care câteodată erau 4, 6, 10, 11 oameni. Da, păi îmi aduc aminte, să spunem așa, o istorie personală, străbunicul meu, pe care am fost contemporan cu el 10 ani, aproximativ, în acum 100 de ani, deci în anii 20, a venit din Oltenia și s-a așezat în Ferentari. Într-o curte la marginea orașului. Într-o curte la marginea orașului, atunci Ferentari era la marginea orașului. Și... nu știu că era în București, măcar, sau era o comună separată. Până în 1926 era în afara București. Da, dar aveau tramvai. Pentru că era zona pieței Ferentare actuală, dar, într-adevăr, până fața casei lor trecea tramvai. Era bulevardul Ferentare sau șoseaua Ferentare. Cu acum puține excepții, capetele de tramvaie de astăzi, și vă uitați că le vedem, da? Sunt cele din 1926. Foarte puține au evoluat. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, ne putem da seama. Deci, au anticipat dezvoltarea și asta a fost un mijloc important. Din 2023, avem o lege care în România a mobilității urbane durabile care zice noile dezvoltări, da, deci periferice se subînțelege, aprobate, trebuie să fie conectate la transport public, da? Deci 100 de ani aproape mai târziu, da? Deci aș vrea să insist un pic pe acest decalaj, pentru că de foarte multe ori interbelicul bucureștean este văzut ca o epocă de glorie în totalitatea sa. N-a fost așa și lucrul ăsta s-a simțit și, dacă vreți, inclusiv noi dirijuitori din 1950 au profitat. Pentru că în periferie erau foarte multe tensiuni sociale și în momentul în care partidul a zis, acum e momentul vostru, hai, intrați în partid și vă facem oameni, foarte mulți dintre cei nepregătiți, cei care trăiseră foarte rău anterior, da, deci nu au avut nicio grijă să se alinieze, pentru că mulți dintre ei au beneficiat de o cameră, de o locuință, dacă au intrat în securitate sau în alte structuri de forță, da, deci au beneficiat mai mult de atât, da, pornind de la o condiție foarte precară a locuirii, a condițiilor de viață. Trebuie să înțelegem. În carte am dat foarte multe exemple și am încercat să fiu moderat, fără să nici să acuz, ci doar să explic. Rolul meu de cercetător este să explic, da? Nu cu patimă, dar utilizând exemple de toate felurile. Da? Și într-adevăr există date care arată, recensământul din 1948 este foarte bine făcut, a fost publicat aproape imediat și arată foarte clar decalajele de la acces la infrastructură, electricitate, apă, da? Dinspre centru către periferie. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să înțelegem și urmările și implicarea celor din periferie la transformarea centrului. Pentru că mulți dintre periferie, în momentul în care centrul a fost golit, în momentul naționalizării, în momentul în care o locuință individuală a devenit o locuință colectivă, după modelul sovietic, da? Mulți dintre cei care au venit și au ocupat camere sau casele celor care înainte erau elitele sociale, politice, culturale, da? Veneau din aceste periferii. Și aș vrea să dau doar exemplul familiei Monica Lovinescu, da? Deci în un apartament în zonă centrală, construit pentru un profesor de către Casa Corpului Didactic, da, pe care l-a plătit, și începând cu 1948-50, naționalizare forțată, deși nu se încadra în regula respectivă, dar tocmai pentru că Monica Lovinescu fugise și statul încerca s-o potolească, da? Și mama sa, deci a suferit îngrozitor, pentru că la un moment dat a fost obligată să se restrângă într-o singură cameră, o cameră de trecere, iar diverse chiriași veneau și plecau, da, și au făcut viața un iad până în momentul în care comuniștii au arestat-o și a murit și nu știe nimeni unde este
mormântul său. Deci trebuie văzute și trebuie înțelese toate lucrurile astea. Iar când privesc Bucureștiul și profit de invitația dumneavoastră, când privim o casă, aș vrea să privim dincolo de... E dărăpânată, e frumoasă, e degradată. Eu privesc și etapele comunității care au trăit acolo. Vorbeați despre Casa Miclescu, da? Putem să o vedem astăzi în starea în care se află, putem să o vedem în scenele din film, din Felix și Otilia. Felix și Otilia, putem să o citim și să o înțelegem din memoriile familiilor, celor din familia Miclescu care au scris, și să o înțelegem ca o casă care într-o primă etapă era în periferia rezidențială de nord a Bucureștiului și care ulterior a trecut prin acest proces în care a devenit o casă în vecinătatea nomenclaturii care a furat toate celelalte case, în vecinătatea casei în care stătea Ana Paucăr, da? Și care evident că nu era mulțumită de, și trebuia tot timpul să fie protejată, da? Deci le vedem și din perspectiva asta. Vedem clădiri care au supraviețuit și ne întrebăm cum, da? Deci, pentru că la un moment dat statul a avut grijă de unele clădiri pe care au devenit instituții. Da? Deci, și care au supraviețuit și ne bucurăm că au supraviețuit, da? Au devenit instituții și sunt păstrate și astăzi. Avem exemple de familii care au reușit să-și recupereze casele și să le valorifice. Dar avem, din nefericire, punctual astfel de exemple, din nefericire, în absența unei politici din anii 90 care să le protejeze, avem mai exemple punctuale de plus, de pozitiv, și avem foarte multe exemple care ne fac să fim supărați, da? Că pierdem un București atât de divers și interesant. Ați adus mai devreme aminte despre primul bulevard în stil osmanian, actualul regina Elisabeta. Din punct de vedere al arhitecturii, dar și din punct de vedere al oamenilor, e această sintagmă pe care o avea Bucureștiul undeva în perioada interbelică de micul Paris, se justifică sau este doar o mândrie a noastră așa pe care încercăm să ajungem din urmă, să zicem, Occidentul, spre care priveam încă de atunci? La momentul respectiv, evident, o clasă politică privea foarte mult către Paris, că era formată de acolo. O parte din clasa politică și elita urbană privea către Viena și Berlin, că avem foarte mulți oameni formați și acolo. Da? Ne-am inspirat foarte mult și am avut foarte mulți arhitecți francezi care au construit la București clădiri publice. Da? Deci în momentul în care am invitat conducătorii statului de atunci, am invitat arhitecți francezi să construiască clădiri publice, imaginea Bucureștiului evident că s-a franțuzit. Da? Și atunci de aici toată această poveste a micului Paris, de la hoteluri, instituții, Palat Regal, Bibliotecă Centrală Universitară, mulți dintre acești arhitecți cec, da? Mulți dintre acești arhitecți au realizat și clădiri particulare, da? Deci foarte multe reședințe ale marilor proprietari, ale celor care aveau bani în epoca respectivă. Da? Deci, evident, s-a franțuzit ca stil. Dar nu, Bucureștiul e foarte, din perspectiva mea, fără să fie adevărul, deci perspectiva mea este că Bucureștiul e foarte compozit. Bucureștiul este reprezentativ pentru ceea ce înseamnă art deco. Bucureștiul este reprezentativ pentru ceea ce înseamnă, ca să folosesc și să amintesc cartea unui arhitect, Ghidigeanu, arhitectura mediteraneană, da? Care era destinată nu românilor neauși, da? Cu bani sau fără bani. Bucureștiul este reprezentativ pentru clădirile realizate de arhitecți evrei pentru propria comunitate. Pentru că la un moment dat, trebuie să o spunem, o casă nu era doar un adăpost, ca și acum, o casă era o imagine. O imagine cu care vroiai să te încadrezi într-o anumită categorie, să fii ca și ceilalți, sau din contră, vroiai să arăți diferența față de ceilalți. Avem art deco, da, avem cubism în București, care traduce mai mult decât modernitate, traduce apartenența la un alt grup etnic, confesional, dintr-o anumită epocă. Iar acest mix de franțuzism, art deco, de mediteranean, de cubism, dă farme cu Bucureștiul. Iar printre astea,
clădiri reprezentative făcute cu arhitect care se încadrează, mai avem câte o căsuță mică în stil românesc, în stil vagon, care și asta traduce ceva tot din istoria socială, din geografia socială și spațială a Bucureștiului. Dar din punct de vedere al sistematizării urbanistice, vedem acele, spuneați de inelul central, dar având în vedere că București a dezvoltat în sute de ani și de multe ori haotic, avem acele inele concentrice, cum sunt la Paris? Nu sunt atât de ferme, dar le putem percepe. Avem studiile domnului profesor Nicolae Lascu, care ne ajută să percepem în țesutul urban, în forma străzilor, vechile inele. Dacă suntem un pic mai atenți, putem să percepem vechile curți mari boierești, care după 1866 au fost fragmentate, da? Și au dat niște parcele. Putem să urmărim străzile mai drepte sau mai strâmbe, mai regulate ca dimensiune sau neregulate ca dimensiune, și să ne gândim la legislație de după 1878, care prevedea lărgiri și îndreptări de străzi. În fiecare an după 1878 a existat un capitol bugetar la București care se referea la această expropriere pentru lărgiri și îndreptări de străzi. Multe dintre străzile de astăzi sunt drepte ca urmare a unui proces, deci o intervenție urbanistică, inginerească, edilitară, pentru îndreptarea străzii. Tu ți mai tragi din colțul ăsta, statul îți plătește, expropriem, da, tu te retragi mai mult, da, deci și se văd lucrurile astea. O altă etapă care e foarte importantă și care n-a fost finalizată, dar pe care o percepem, este dată de planul de sistematizare din 1935. Planul de sistematizare, care a fost foarte interesant dezbătut în presă, da, deci presa avea în epoca de dinaintea aprobării, explica pentru fiecare dintre străzile importante, cu schiță, situația actuală cu strada, să zicem, Mihai Eminescu de astăzi, da? Cum ea va fi îndreptată, pentru că trebuie să devină o stradă importantă de circulație, și explica aliniamentul caselor existente, da? Pe viitor, adică la următoarea autorizație, nu se mai menține la 2 metri față de axul străzii sau 4 metri, ci are o anumită retragere. Dacă vă uitați pe Edgar Chine lângă Capșa, avem un bloc de anii 40. El era aliniat la propunerea de aliniere a străzii Edgar Chine, care este din acest regulament. Faptul că în 1948 s-a terminat cu libertatea, s-a terminat cu democrația, da, și am început cu regimul, tot ceea ce se propusese ca alinieri, ca nou regim de înălțime, ca noi funcțiuni, în așa fel încât străzile, unele dintre ele, să evolueze prin lățime și prin înălțime, altfel spus, orașul să se densifice, dar într-un mod coerent, ca orice oraș capitală, s-a blocat. Da? Și avem acest blocaj care a marcat centrul, care după 1989, în absența unei politici dedicate, a generat, cum foarte bine a zis dumneavoastră, excese. În sensul în care au fost demolate case și în absența unei reguli care să spună nu se poate, a apărut blocul de P+2, P+3, P+4, în cel mai, da? Care ocupă întreaga parcelă, până când au început să apară regulile foarte clare, dar destul de târziu. Da? Deci cam această lipsă de coerență și consecvența legii de-a lungul cel puțin a ultimului sute de ani face ca Bucureștiul să fi pierdut foarte mult din farmecul său, din calitățile sale, dar să fi câștigat, cum să spun, o diversitate, dar care nu totdeauna este foarte bună. Vorbeați de, aminteați de epoca comunistă. Bun, să trecem să vorbim un pic și ce s-a întâmplat atunci, în cele două perioade pe care le-am avut, până în 1945, 1965 și din 65 până în 89, cu doi conducători și două politici, să spunem, destul de separate, uneori chiar antagonice de construire în perioada comunistă. Cum și-au pus ele amprenta pe București, poate în afară de celebrele cartiere și blocuri comuniste pe care le vedem astăzi în București? Vorbeați de Drumul Taberei, de Militar, de Colentina, Pantelimon, cartiere, să zicem, dormitor, cum erau ele numite în epocă, pentru ca oamenii cu venituri, muncitorii cu venituri reduse, să poată aibă un loc unde să doarmă și după aceea să meargă în acele zone, pentru că
de exemplu, dacă ne gândim la Pantelimon și Colonia, pare că atunci industria, fabrica a înlocuit biserica, deci în jurul fabricii se construiau acele blocuri. Ați punctat foarte bine, dar asta e o chestiune, dacă vreți, din Anglia urbanismului culturalist, în care, evident, orașele industrializându-se de secolul XVIII, început de secolul XIX, e o expresie foarte celebră care spunea exact așa: turnul și, cum se cheamă, furnalul uzinei au înlocuit cloșeul, ca să tur la biserici și clopotul biserici. Întorcându-mă la București și foarte pe scurt cele două perioade, două lucruri de spus. În epoca Gheorghiu Dej, deci până în 65, 1952-1965, aș spune, deci 1952, pentru că în 1952 avem primul hotărâre a Consiliului de Miniștri referitor la modul în care se va face sistematizarea orașelor mari și a Bucureștiului în special, simplific, da? În care cosmopolitismul și inspirația și blocurile cutii de chibrii de inspirație occidentală, care nu sunt din tradiția națională, vor fi înlocuite. După 2 ani și-au dat seama că n-au bani să facă lucrurile respective, dar actul există. Pe scurt, ceea ce sunt în primii ani ai guvernării Gheorghiu Dej, la fel ca în toate celelalte țări satelite, ce se întâmpla la Moscova, se întâmpla și la București. S-a făcut la Moscova Lomonosov, s-a făcut la București Casa Scânteii. De la Chișinău până în toate celelalte orașe, cartierele de blocuri poartă numele Stalinska, Hrușciovka, pentru că, și dacă ne uităm în literatura de specialitate, revista Arhitectura avea pagina despre ce e nou în Uniunea Sovietică, da? Era foarte clar că ceea ce se propunea la Moscova se întâmpla la București. La Moscova, la un moment dat, s-a propus realizarea ansamblului Piața Roșie, care a păstrat o biserică în centru, da? Deci, la București s-a întâmplat Piața Palatului, da? Care a păstrat Biserica Crețulescu. Dacă Stalin ar fi demolat Vasilii Blăjinei, da? Cu siguranță Gheorghiu Dej demola Crețulescu. Dar atunci, dacă vă uitați în oglindă, asta a fost principiul. Pe de altă parte, banii erau destul de puțini, presiunea era foarte mare pe dezvoltarea economică, nu numai pe construcții de locuințe, s-au creat niște spații reprezentative. Cum spuneam, Palatul Regal, da? Deci a devenit muzeu de artă și sediu funcțiunii administrative, s-a creat o sală de plenare, da? Deci sala Palatului, la fel ca la Moscova, în jur, ca să se șteargă amprenta capitalistă, să se ascundă arhitectura capitalistă, s-au făcut blocuri, în așa fel încât să vedem un ansamblu funcționalist comunist. Același lucru la intrările în orașe. Și vă rog să vă gândiți la Gara de Nord, da? Deci stânga, dreapta, blocuri, ajungem în Gara de Nord, ieșim, avem o clădire administrativă de anii 40, Ministerul Transportului, blocul stânga, blocul dreapta. Deci asta este perioada Gheorghiu Dej, Stalinska e Hrușciovka. Dar da? s-a schimbat cumva și, bine, mai mult probabil în perioada Ceaușescu, s-a schimbat cumva și populația, pentru că au fost mulți oameni de la țară, din zona rurală, care au venit în București pentru acea industrializare forțată. Nu? Pe de altă parte, planurile din 1952 și ulterior există niște documente care au fost actualizate, vorbeau despre noile cartiere, locuințe colective, care la început erau destul de nu foarte înalte și exista, la fel ca la Moscova, da? Deci aveam cartiere dormitor, ca să folosesc expresia asta, aveam zonă industrială, da? Deci totdeauna exista această legătură. Metroul de mai târziu, care apare în actul din 1952. Metroul trebuia să lege zonele de reședință, de locuințe, da, deci locuințele muncitorilor, de zonele industriale. Că între timp zonele industriale au dispărut, da, și că apar decalaje, dar metroul asta a vrut să facă. Au existat câteva experimente după modelul moscovit, da, deci și la București, vezi cartierul București Noi, vezi Vatra Luminoasă, micile ansamblu care sunt Stalinska, da, dar care au fost abandonate pentru că erau foarte, foarte costisitoare. Asta, deci, de la locuință până la locuire, deci că ăsta a fost elementul. Vă duc către epoca Ceaușescu, care, evident, preia foarte mult din elementele de mai devreme, se dezvoltă industria, multă populație este atrasă către urban, colectivizarea face ca multă populație rurală să nu mai aibă loc de muncă, că să nu-și mai găsească viitorul, mulțime de tineri în anii 60, da, începutul anilor 70, nu mai au ce să lucreze pentru că nu mai au pământuri, CAP-ul plătește foarte puțin și n-au nevoie de ei, sunt obligați să plece, deci aș pune un diez,
sunt, aș explica de ce oamenii din mediul rural au plecat. Eu fiind din mediul rural am o anumită evident afinitate să explic mai atent aceste lucruri și să nu folosesc cu prea abrupt termenii, da? Și vin către marile orașe. Marile orașe care înțeleg că fluxul celor care vin e mai mare decât capacitatea orașului de a-i primi. Și încep să apară orașe care sunt închise. 11 orașe de la Cugir, care avea industrie de armament, până la marile orașe și Bucureștiul. Și încurajează pe migranții dinspre micile orașe, dinspre mediul rural, să se amplaseze, să se localizeze în micile comune și să duce din jur. Voluntari, la 1941, avea 450 de locuitori. La 1989, pentru că era o localitate supapă pentru București, avea 40.000 de locuitori. Da? Deci asta e contextul, că nu vă așezați în București, dar vă dăm aici niște loturi și vă faceți voi case. Că e un oraș, nu vreau să mai construiesc case, vreau să construiesc blocuri. Și mai introduc un element care e foarte important, 1974. Se fac anul acesta 50 de ani de la legea sistematizării localităților urbane și rurale. În 1974, prin legea 58, în toate satele și comunele României se interzice ca suprafața construită pentru industrie, pentru locuințe, pentru depozite, pentru ce să mai crească. Exista acea obsesie a dictatorului pentru cât mai mult teren redat agriculturii, respectiv de la 1974 până în 1989, orașele se contractă. Tot ceea ce se propune, avem nevoie de noi, de noi construcții. Nu mai construim pe teren liber, cum a fost înainte, cum am construit Balta Albă, Titan și drumul Taberei, da, sau Berceniu. Nu. În momentul ăsta, orice construcție după 1974, într-o primă etapă până în 80 și un pic, da, este prin demolarea unor cartiere, da, deci mai puțin cu infrastructură mai sărac, locuințe de case, da, și apare termenul de reziliență, vă aduceți aminte, buretele. Orașele sunt modelate după cum zice dictatorul. Dictatorul zice că demolăm Calea Văcărești. Dictatorul zice că demolăm cartierul Militari, care era un cartier de case și ulterior a devenit cartier cu blocuri doar de-a lungul bulevardului, care astăzi se numește Iuliu Maniu. S-a chemat Păcii, s-a chemat Armata Poporului, s-a chemat Șoseaua Ciorogârla. Bun? Tovarășul dictator zice demolăm tot Militariu și în loc de 4 case care aveau curtea lor, Militar sat construit la 1881, punem un bloc. Da? Deci începe să se demoleze foarte, foarte, foarte mult, tocmai pentru a reda agriculturii cât mai mult, să nu consumăm teren agricol, și pentru a construi mai multe locuințe și să cheltuiască mai puțin pentru infrastructură. Apă, canal, drum și așa mai departe. Uitați-vă de deasupra pe o harta Militarului, s-a păstrat trama stradală. E aceeași de la 1878. Dar în loc de 4 case și 4 curți, avem un bloc care este așezat în centru. Câteodată câte o căsuță, prin minune a supraviețuit între blocuri. Da? În 89, da, deci, și știți foarte bine, că din cauza aplicării defectuoase, da, deci de către echipa dictatorului a legii 58 a sistematizării, legea 58 din 1974, în momentul au fost rase cartiere întregi valoroase, cartierul Uranus, da? A fost ras în câțiva ani, 2-3 ani, 40.000 de oameni, 10.000 de case, un cartier excepțional, ras ca să construiască o clădire costisitoare și astăzi. A fost o suferință foarte mare și crearea centrelor civice, da, deci în foarte multe orașe, de la Târgu Mureș până la Suceava, care e un oraș care a suferit îngrozitor în perioada asta, au fost demolate câteodată punctual, câteodată de avalma. Dar ce se întâmplă cu acei oameni care au plecat, care erau, ale căror case erau demolate, să zicem, în Uranus? Pentru că centrul civic nu era terminat nici în 1989. Până în 2000 și ceva se terminau blocurile începute de Ceaușescu. Sunt foarte mulți dintre ei, au fost mutați în niște blocuri care existau, care se construiau la periferii prin densificări. Mai mult decât atât, au existat o anumită injustă, da? Deci, evaluare și repartiția a celor care au fost demolați. O familie proprietar sau fost proprietar de casă bună, dar care avea vârsta mea,
clar nu mai avea copii, da, deci era soț-soție, da, deci sau mai în vârstă ca mine, le-au repartizat o garsonieră. Dacă era o familie tânără, chiriași, într-o anexă a unei case, care nu era a lor, că se mutaseră acolo, foarte mulți tineri s-au mutat cu interes în zonele de sistematizare. Statul comunist a zis, această familie este tânără, va avea copii. Deci este viitorul patriei, le dădea două camere, dacă aveau doi copii, le dădeau trei camere. Deci nu conta dacă erai proprietar sau nu, conta vârsta în această repartiție. Foarte multe exemple de persoane din, pe care le-am întâlnit unele pe altele, citind literatură de specialitate, au fost mutate în apartamente în periferia Bucureștiului. Da? Deci au fost situații în care exista o lege care vorbea despre utilizarea și valorificarea materialelor, evaluarea costurilor. Cunosc un caz în care i-a fost demolată casa domnului respectiv, s-a evaluat că apartamentul pe care l-a primit e mai scump decât casa, valoarea casei. I-a fost demolat și s-a transmis și factură că mai are de plătit. Foarte multe situații dramatice. De aceea spun și folosesc termenul ăsta de reziliență, în momentul în care în 89, la Revoluție, da? Deci puterea politică, discreționarul, legea care apăsa ca orașele să nu se mai extindă, a fost una dintre cele trei categorii de legi care au fost considerate criminale ale regimului. Pe 26 decembrie, a doua zi după ce dictatorul a fost împușcat, legile considerate criminale ale regimului, care au fost anulate prin decretul legea numărul 1 din 1989, au fost pedeapsa cu moartea, întreruperea de sarcină și sistematizarea teritoriului. A fost orașele, în momentul acela, au expandat. Tot ceea ce înainte era interzis a devenit permis. Ceea ce legi nu au mai existat, legile au venit foarte târziu, ulterior au venit legile referitoare la fondul funciar, legile referitoare la proprietate, da? Deci un amestec. România a avut un context și legislativ, deci nu numai politic, criminal, și legislativ care a fost restabilit cu foarte mare greutate, aș putea spune că încă nu s-a finalizat, mai avem încă de tras, poate 20 de ani, până vom ajunge să știm pentru fiecare casă cine este proprietar, pentru fiecare casă existentă, da? Deci ce măsuri, cum putem să mobilizăm, să introducem pe piață, să fie valorificată casa respectivă, altfel vom avea foarte multe legi generale, dar care au foarte dificil caracter de aplicabilitate pentru București. Bun, deci acum, ca să rezumăm, perioada comunistă și mai ales perioada ceaușistă, să spunem că mai mult rău au făcut București, poate a fost cea mai nefericită perioadă pentru istoria construcțiilor urbanistice, istoria urbanistică a Bucureștiului, pentru că a mutilat cumva actuala capitala României. Vorbește nu bucureșteanul de atunci, că nu eram în București atunci, da? Vorbește un profesionist care a citit foarte mult despre evoluția urbană a orașelor europene, chiar sub comunism. Procesul a fost atât de strict controlat de stat, încât reconstrucția relațiilor dintre oraș și proprietar privat și administrator de oraș a fost foarte greu de construit. Deci epoca respectivă a făcut ca doar un om aproape, da, și cu echipa lui și cu, da, să decidă pentru toată lumea. În centru nu finanțăm nimic. În centru regula și documentele arată că până în 2000, nu numai București, toate orașele trebuiau să, toți locuitorii urbani ai României să locuiască la bloc, da? Vor fi foarte mulți oameni care vor spune, înainte trăiam foarte rău și acum în perioada comunistă am primit un apartament. Da, cu siguranță perspectiva lor punctuală poate fi înțeleasă. Dar ca oraș, orașul a suferit foarte, foarte mult, iar blocurile și faptul că s-a construit foarte mult, câteodată industrializat, câteodată cu foarte puțină atenție tehnică, da, va duce foarte curând, din păcate, la
probleme multe. Deci, deocamdată încă sunt în perioada de garanție tehnică, le pavoazăm prin exterior, unele dintre ele sunt în foarte bună stare, dar va trebui să avem cheltuieli și să ne pregătim pentru cheltuieli foarte serioase pentru aceste imobile, în care vor, foarte curând își vor depăși durata de viață normată pentru a folosi acest termen. Iar din perspectiva centrului, da? Bucureștiul în perioada comunistă, deci și-a schimbat proprietarul, iar statul ca proprietar nu s-a purtat ca un proprietar de bună credință, ci a utilizat clădirile respective ca zonă de trecere pentru categorii întregi, da? Sau le-a dat pe cele mai bune locuințe potențaților vremii, care după 1990 ori au reușit să facă niște legi prin care să devină proprietari, ori au făcut niște legi prin care să facă foarte dificil recuperarea acelor case de vechi proprietari și intrarea lor în circuitul civil, închiriere, vânzare, utilizare și tot ce trebuie. Domnule Suditu, să revenim un pic și în actualitate, pentru că știu că vă ocupați și de tema Bucureștiului, care înțeleg, recunosc, nu știam că Bucureștiul are o stemă până acest moment, dar ea se dorește a fi schimbată. De ce și care ar fi noua stemă? Nu mă ocup, sunt un locuitor al Bucureștiului, care cu atenție și preocupare pentru a cita, urmăresc ce se întâmplă în spațiul din jur. Există o propunere recentă de modificare a stemei, respectiv a stemei de la 1865 a municipiului București, o stemă pe care există Sfântul Dumitru, da, Dimitrie, doi sfinți Dimitrie, dintre care cel nou este cel al Bucureștiului, iar cel de pe stemă nu este Sfântul Dimitrie cel nou, ci este unul cel vechi. Nu sunt priceput în teologie și n-am să intru în chestiuni teologice. Pe scurt, recomandarea a fost a Bisericii Ortodoxe Române de modificarea Sfântului de pe stemă. Problema mediilor profesionale este că Comisia Națională de Heraldică nu a fost consultată. Avem niște prevederi legale foarte clare cu privire la modul în care se schimbă o stemă. Și aceste proceduri n-au prea fost verificate. Și al doilea lucru pe care lumea profesională le semnalează e faptul că nu poți să pui un sfânt pe o stemă și să-i pui în palmă o biserică, o catedrală pe care nu el a ctitorit-o. Și atunci s-ar putea ca, din punct de vedere științific, profesional, să nu fie în regulă să se facă această modificare. Am speranța ca autoritățile publice, prefectul să semnaleze faptul că respectivul act normativ nu a fost respectat, pentru că altfel o să avem o modificare de stemă care nu e doar simplă, pentru că trebuie schimbate toate steagurile, trebuie schimbate toate ștampilele, trebuie schimbate toate. Deci sunt niște cheltuieli publice, da? Și cheltuielile astea publice ar fi meritat o mai multă atenție. În privința să fie primul sfânt sau al doilea sfânt Dimitrie, recunosc că nu sunt abilitat, da? Ci doar din această perspectivă a respectării regulilor. Pentru că e un lucru mărunt, poate, dar totuși niște reguli trebuie să respectăm în țara asta, fie că sunt consilier general, fie că suntem președinte, fie că suntem oricine, cetățeni. Și poate, pentru că începusem emisiunea vorbind despre turism și cât de turistică este sau nu este capitala României, poate această stemă, cea actuală sau dacă se schimbă, ar putea fi folosită și ca un vector de imagine, pentru că acum câțiva ani se încerca găsirea unei sigle pentru București, tocmai în scop turistic, poate că am putea să o folosim mult mai intens și vizibil. Că tot spuneați că există și pe anumite steaguri, pe anumite acte oficiale, deci... Astea sunt obligații. Da. Da. În privința vectorului turistic, eu sunt convins că vom face cunoscut București mai mult prin alte clădiri reprezentative decât prin stema sa proprie. Putem să facem cunoscut Bucureștiul prin multe alte elemente de natură culturală, așa cum ați spus și dumneavoastră, diversitatea arhitecturală, culturală. Acesta poate să fie un element secundar. În egală măsură, Bucureștiul, dacă încearcă să fie multietnic, multiconfesional, internațional, cosmopolit,
golit, poate că n-ar trebui să nișăm în continuare pe o chestiune foarte detaliată, care într-adevăr privește o majoritate astăzi, dar poate că îndepărtează sau poate creează temeri pentru o minoritate interesată de viața culturală, politică, confesională de la București. Bucureștiul, având o istorie cosmopolită în spate, secolul al XIX, a început secolul 20, erau minoritățile, erau destul de prezente în București, ca și pondere. La recensământul de la 1899, un recensământ excepțional, avem un american și doi chinezi. Da, deci chiar și atunci, nu mă întrebați cum au ajuns, da? Dar, într-adevăr, Bucureștiul era foarte cosmopolit și e adevărat, am pierdut o comunitate importantă pentru București. Mă bucur că în momentul ăsta asociațiile profesionale și asociațiile culturale, comunitatea evrească încearcă să țină treaz amintirea a comunității, al căror număr se reduce, al căror spațiu de viață a suferit îngrozitor, apropo de ceea ce vorbeam puțin mai devreme, cartierul Văcărești, a cărui memorie o mai păstrează câteva segmente din București, respectiv o carte recentă excepțională a domnului Cristian Popescu, dați-mi voie să fac reclamă acestei cărți pe Calea Văcărești, o carte excepțională. Deci din nefericire, uniformizarea propusă de tovarășul dictator, da, și care pe locul a reușit, nu era doar o uniformizare arhitecturală, nu numai o uniformizare a stilului de viață, ci și o uniformizare etnică și confesională, care, după părerea mea, e o pierdere, ci multiculturalismul este un câștig pentru București. Cu siguranță, și asta o vedem și în marile metropole europene și internaționale, care sunt foarte cosmopolite. Dar uitați, apropo de monumente, de for public, tot înțeleg tot la dumneavoastră că în curând se va amplasa în centrul Bucureștiului o statuie a domnului Emanuel de Marton, un om care ne-a ajutat foarte mult la 1918-1919 la negocierea tratatului de la Trianon și a granițelor de vest ale României. Înainte să vă vorbesc despre de ce la București, am să vă spun că dacă nu ar fi existat Emanuel de Marton, acest geograf care a fost implicat în toate cercetările și analizele realizate înaintea tratatului de la Trianon, Franța n-ar fi avut o bază științifică să susțină în fața celorlalte puteri care aveau alte date mai puțin interesante, da? De ce Timișoara, Arad, Oradea și Satu Mare trebuie să fie în România. Emanuel de Marton este cel care a documentat științific și în teren modul în care sau locul în care în mediul rural se schimbă ponderea dintre populația română și celelalte populații, fie că e vorba de populația maghiară sau populația sârbă. Da? Și el a propus ca acolo să fie granița și granița de astăzi o datorăm lui. Evident, au existat cercetători de partea cealaltă care au zis, da, dar orașele Sătmar, Oradea Mare, Arad și Timișoara au o populație în care ponderea românilor este foarte redusă. Iar el a explicat, pentru că granița trebuie să fie acolo unde schimbarea se produce natural, nu unde legea decenii întregi nu a permis românilor să intre în cetate. Al doilea element era legat de căile de comunicație, deci în așa fel încât zonele respective să fie funcționale. Pe scurt, îi datorăm lui Emanuel de Marton analizele realizate în cadrul Comitetului de Studii, care au fost realizate sub prim-ministru Franței, participarea cu doc și documentarea referitoare la unde trebuie să fie granița și argumentele în fața reprezentanților americani, italieni, englezi, care spuneau fiecare dintre ei diferiți, da? Americanii spuneau să fie pe crestele Apusenilor și ale munților Banatului, să fie granițe quasi-naturale, nu vedeau detaliile, da? Italienii spuneau, susținând, da, deci Serbia epocii respective, să fie până la Banatul întreg să fie dat sârbilor și așa mai departe. Da, deci utilizând aceste argumente științifice, avem granițe pe care le avem și astăzi. Și atunci comunitatea profesională științifică a considerat că Emanuel de Marton merită să aibă o statuie în București. Am încercat să facem această statuie în 1918, la centenarul României. 2018, vă mulțumesc. Nu, 2018. N-am avut succes în lumea finanțărilor din epoca respectivă.
Este o statuie realizată din, cu sponsorizări, deci nu e din fonduri publice. Este o statuie în care autoritățile publice ne-au ajutat în schimb foarte mult în, în privința documentelor necesare. Va fi amplasată foarte aproape pe calea Victoria, intersecția cu calea Griviței, nu departe de Ambasada Franței și nu departe de casa lui Ion Cebrătianu, față în față cu statuia cunoscută deja din fața Ministerului Economiei, Alergătorii, da? Cunoscută în perioada comunistă ca Fuga în Vest. Și privind către Est, dacă Alergătorii în epoca, e o statuie donată statului român de un sculptor francez, Alergătorii priveau către Vest, Emmanuel de Marton va privi către Est. E un loc simbolic și credem că este un semn de respect pentru eforturile acestui om, care ulterior a fost profesor, membru al Academiei Române, director al Institutului Francez și a susținut România până... Deci a avut legături strânse cu România și după aceea. Da. Și înainte, profit, a făcut o teză despre România și despre Alpii Transilvaniei și a scris o carte numită La Valașii, da? În 1904. Da? Deci e un om care nu întâmplător a ajuns în acel comitet de studiu, un om care a iubit România și care a fost adus în România de colegul său, Pompiliu Eliade, primul doctor în litere român de la Sorbona. Construim o istorie, România a început de mult, ceea ce facem noi este doar să mai punem o piesă în această bună relație dintre România și Franța, în acest mic Paris deteriorat și transformat, care mai are niște petice care seamănă cu micul Paris. Domnule Suditu, vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Doamnelor, vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare nu uitați, istoria ne ajută să înțelegem prezentul și să facem alegeri corecte în viitor. Toate cele bune, la revedere!